Salutare din Los Angeles, având în vedere că prețurile la benzină au sărit foarte mult și aici în perioada asta, am zis să vin undeva mai la țară să găsesc o stație de benzină cu prețuri mult mai bune, așa că ia să vedem ce am găsit. Într-adevăr, avem benzină de 92, la numai 49 de cenți pe galon. Cineva a plătit 2,26 pe 4 galoane, ceea ce pare un preț foarte bun. Din păcate, stația e închisă, vedem lacă după aia, așa că trebuie să mai căutăm. Ideea e că și aici au sărit prețurile de la 3,5-4 dolari pe galon, au ajuns la undeva 6-7 dolari pe galon, deci aproape că s-au dublat. Dar dacă tot am venit până aici, haideți să vă arăt și această Alfa Romeo Giulia 2018, echipare Turismo Internaționale Sport, TI Sport, după 2 ani jumate cu un BMW seria 3 F30 335i, de care am fost foarte mulțumit, am zis să încerc și altceva, așa că m-am oprit la această Alfa. Știm că italienilor le place să facă lucrurile diferit și cumva eu zic că l-a ieșit cu mașina asta, deși seria 3 se conduce foarte bine și are chiar mai multă putere decât aceasta, cumva italienii au aplicat o altă rețetă, e setată altfel și senzația de condus e mult mai bună din punctul meu de vedere. Te simți una cu mașina, pune foarte bine puterea la șosea și să încercăm să arătăm câteva lucruri despre ea. Ca o mică istorie, Alfa Romeo Giulia apare în Europa în 2016, în state se lansează în 2017. E o revenire a lor pe piața americană după vreo 25 de ani de absență, în care n-au mai avut niciun model la vânzare. Apoi în 2018 a apărut Alfa Romeo Stelvio, care e un SUV bazat pe aceeași platformă ca și Giulia, numită Giorgio. Alfa Romeo a investit foarte mulți bani, circa 5 miliarde de euro, în această nouă platformă Giorgio. Și ca și multe alte modele din trecut, au încercat să cumva să resusciteze marca Alfa Romeo ca vânzări, care vânzările nu mergeau foarte bine în perioada aia. Nu se poate spune chiar că au reușit, având în vedere că vânzările spun că au vândut destul de puține, circa 120.000 global, 80.000 Europa, 40.000 Statele Unite. Ei sperau să vândă undeva pe la 400.000, în păcate se pare că nu au reușit, nu din cauza că mașina nu e bună, ci pur și simplu clienții nu au ales-o în defavoarea concurentelor, cum ar fi BMW seria 3, Audi A4, Mercedes clasa C, Jaguar XE și altele din clasa asta de compacte executive. Numele Giulia a mai fost folosit pe o mașină Alfa Romeo prin anii 60-70, care a avut ceva succes, dar practic e un sedan modern care nu mai are nicio legătură, are foarte multe tehnologii noi, cum ar fi motorul concepție nouă care a apărut odată cu mașina 2.0, 4 cilindri, dezvoltă 280 de cai în echiparea asta, tracțiune spate, suspensie independentă, multilink pe spate și dublu braț pe față, multe componente de aluminiu care fac să fie foarte ușoară, circa 1500 și un pic de chile, deci capota motorului, ușile, multe elemente de suspensie sunt de aluminiu. Practic, echipările, cum am zis, avem această TI Sport, care acum se numește Veloce și în Europa s-a numit mereu Veloce. În afară de asta mai sunt modelul de bază, Sport, Turismo Internaționale și, bine, evident, partea superioară Quadrifoglio, care vine cu alt motor 2.9 V6 de proveniență Ferrari, care dezvoltă 505 cai. Deci, practic, aceea altă mașină e
concurent cu BMW M3, de exemplu. Echiparea sport vine cu bumpere față spate diferite, roți cu 19 inci, cu jențile astea cu design alfa, rame negre la geamuri, la interior avem scaune sport, volan sport cu centru mic, padele la volan, avem și plafonul ăsta panoramic cu trapă dublă și față și spate. Partea de TI, turismul internațional, vine cu niște echipări de confort, cum ar fi scaune electrice cu 3 memorii la șofer și 2 la pasager, o navigație mai mare, volan încălzit, lucruri de genul ăsta. În plus mai avem faruri cu xenon și adaptive, schimbă singure fază scurtă, lungă, noaptea când e cazul, plus dotările astea de siguranță moderne. Vedem aici radarul pentru cruise control adaptiv, asistență la schimbarea benzii, frânare de urgență, cam toate echipările astea moderne de siguranță. Mașina se fabrică numai în Italia, din câte știu, la Casino. Să vedem un pic și la motor. Cum am zis, capota e de aluminiu, foarte ușoară. Avem motorul, care este un 2.0 turbo, de concepție nouă, tehnologie multi-air, bloc și chiulasă de aluminiu, tehnologie twin cam, doi arbori cu came, turbină twin scroll montată acolo lângă chiulasă. Avem circuitul ăsta separat de răcire, charger cooler pentru turbină și circuitul clasic de răcire pentru motor. Avem amortizoare controlate electronic, care e o opțiune împreună mașina are și un performance package care vine cu badge-ul Q2 pe spate și înseamnă amortizoarele astea controlate electronic și un diferențial cu alunecare limitată în spate. Motor e cuplat la o cutie ZF 8HP50, similară cu cea de pe BMW seria 3, de exemplu, și tracțiune spate în cazul acestei mașini, deși e disponibilă și o tracțiune integrală Q4 numită, care adaugă foarte puțină greutate în plus, numai vreo 50 de kg mașini. De asemenea are și un cardan de carbon făcut de Hitachi. Și putem observa, exact ca și la BMW, că motorul e montat foarte în spate, practic în spatele punții față, pentru o distribuție foarte bună a maselor 50-50, zic ei. Hai să vedem și la interior. Să începem cu portbagajul, 480 de litri, comparabil cu BMW-ul seria 3. Aici avem bateria, aici avem un mic loc de depozitare, nu avem roată de rezervă, doar un mic loc unde încape, să zicem, un compresor. Avem interiorul ăsta în două culori, alb cu negru, mai erau disponibile și un maro și un roșu. Avem volanul sport,
butonul de pornit aici, exact ca la Ferrari, padelele astea tot de proveniență Ferrari, de aluminiu și foarte mari, care practic, deci fac mașina foarte ușor de condus în mod aproape manual, chiar dacă mașina nu e oferită cu o transmisie manuală, modul manual și aceste padele fac experiența foarte apropiată de o manuală. Iarăși mai îmi plac ceasurile analogice cu un ecran digital în mijloc. Infotainmentul e mare, de vreo 9 inci. Aici avem schimbătorul, care seamănă cu cel de la BMW F30, selectorul ăsta de moduri de condus dinamic, natural și eficiență avansată. Pe modul ăsta, în mod normal, e posibil să schimb și tăria amortizorului. Control de infotainment, control de volum. Aici avem climatizarea și scaunele încălzite și volanul încălzit. Scaunele sport cu susținere laterală foarte bună, cum putem vedea. Astea vin cu echiparea sport. Control pentru trapă, trapa din față și cea din spate. Cea din spate manuală, asta e electrică, inclusiv jaluzeaua. Aici mai avem suportul de pahare, care se acoperă cu așa, un USB aici, încă două USB-uri în spate și încă vreo două USB-uri aici și un mufă auxiliară și o priză de brichetă de 12V. Și în spate se stă decent, zic eu, e suficient loc. Iar dacă o persoană, să zicem, pe la 1.85, zic că are loc aici, chiar considerând și trapa. La fel, pielea asta neagră, de calitate foarte bună. Tuburi de ventilație, USB, difuzoare pentru sistemul audio, piele, avem o echipare care are piele și pe uși, inclusiv în spate și pe bord. Mânere la toate patru scaunele și centurile sunt făcute de TRV, dar nu zice unde. Să apăsăm start. Avem navigația mare, cum ziceam, avem cam de toate, radio care vine și cu radio prin satelit, Sirius XM, HD radio, aici avem muzică de USB, Bluetooth pentru telefon, navigație și are și Android Auto și Apple CarPlay, doar că nu e conectat acum, chiar l-am folosit și se mișcă foarte bine. Aici ecranul ăsta mai afișează și el anumite informații care se schimbă în funcție de modul de condus. În dinamic, hai să pornim și motorul. În dinamic, de exemplu, afișează bine tripurile astea și consumul și un indicator de forță gravitațională în curbe, foarte interesant, se mișcă punctul ăla practic în funcție de cum e curba și spune cu ce forță ai avut maxim. În modul natural arată alte informații, cum ar fi tot legat de consum. Consumul, apropo, se pare foarte bun pe 1500 de mile, deci vreo 2300 km am avut 28 de mile pe galon, asta vine undeva la, nu știu, 8% la o viteză de 60 de km pe oră, să zicem. În ultimul rând să arăt scaunele cu cele trei memorii, reglaje pe 8 direcții și lombar și susținerea asta laterală foarte bună.
hai să o și conducem. Plecăm de la benzinărie de aici, că am venit degeaba. Mașina are și pornire din cheie de la distanță, așa că o să facem chestia asta. Păsăm de două ori. Feature foarte bun când, să zicem, iarna vrei să o pornești din casă, se și încălzește, o găsești caldă, poți doar să pleci. Așadar, hai să mergem la o plimbare pe Mulholland Highway și pe Stunt Road. Mașina e în modul natural. Să mergem așa un timp. Este modul practic normal de condus. Cum ziceam, mai e și cel eficient și cel dinamic, care e cel mai bun pe genul ăsta de drumuri. Și evident modul manual. Hai să punem în dinamică. Se face roșu aici, practic. Până când e în dinamic, deja mașina schimbă mai sus în ture și poți să prii controlul și din patele dacă vrei, oricând. Dar dacă nu schimbi în, știu și eu, câteva secunde, prea înapoi controlul în modul practic de stat obișnuit drive.
la Alfa până acum n-am văzut niciodată să intre. Probabil că ajută și diferențialul LSD de pe spate, care e limitată, și suspensia activă, pentru că pur și simplu intră înainte de a, de a fi nevoie să intre controlul tracțiunii. Și rezultatul e că stă mult mai bine pe curbe. Mi-a arătat aici 0.6G. Am prins în curba asta. Thank you.
Să oprim motorul să vedem unde am ajuns. M-a trecut și un biciclist. Scaunul se dă singur. Practic ca să poți ieși ușor din mașina. E un pic de vânt, sper să se audă. Și în partea asta avem San Fernando Valley, care e practic o mare parte din Los Angeles. Departe acolo, practic. Și în partea cealaltă avem oceanul și Santa Monica în stânga, Malibu în dreapta. Oceanul se vede oarecum, dar e ceva ceață și destul de acoperită acolo departe este. Aceasta a fost filmarea cu noua mea Alfa Romeo Giulia. Salutare din Los Angeles. La revedere.